16 persoane bănuite că ar face parte din clanuri interlope au fost ridicate în plină stradă de mascați la Deva, în timp ce mergeau la o gală de box. Imaginile spectaculoase cu acțiunea de amploare a celor de la DIICOT au fost transmise în direct pe Facebook de unul dintre trecători. Arestare în direct, plin de mascați. Mamă, dar cine sunt ăștia? Mâncați, că sunt foarte urâți. Bă, uite, bă, jos, bă, pistoale, bă, și arme. Uite acolo, bă, mâncați. Uite acolo, jos, Adi, sunt numai pistoale și arme, dar lui acum le-a confiscat. Uite acolo. Că nu ne lasă să ne uităm. Uite acolo, unde jos ăia, e plin de arme. Pistoale și mai nu știu ce chestii acolo. Săbii. Și mascații. În imagini se vede cum mai multe echipaje de jandarmi, polițiști, dar și procurori au oprit în mijlocul străzii, unde au capturat câteva persoane pe care le-au încătușat. Surse din cadrul anchetei au declarat pentru ziar de Hunedoara.ro că acțiunea a vizat destructurarea unor grupări de crimă organizată cu membrii din Ialomița, Galați și București. Una dintre infracțiunile vizate în dosar ar fi proxenetismul. Cele 16 persoane ridicate din Deva au fost duse la audieri. Dosarul se află în coordonarea procurorilor DIICOT Galați.